Partea a doua a emisiunii cu cărțile pe față, împreună cu invitații noștri. Aș vrea să ne continuăm ideea, să vedem cum va fi din punct de vedere economic. Și am făcut și situația aceasta, am făcut analiza firmelor, foarte multe s-au închis și la nivel de Marea Mureș, și în toată țara de altfel, dar sunt și câteva județe fruntașe. De ce? Din cauza că nu s-au dezvoltat suficient? Sau care este tot o problemă de cultură. Este în felul următor. Sigur, nu place teoretic, fiindcă abordat național să vorbești despre zona Moldovei sau zona fostului regat sau să vorbești despre Transilvania, nu place. Dar trebuie să vedem de unde vine. Să nu uităm în felul următor că inclusiv informațiile care au venit până în anul 1989, de unde luau informațiile cei din Moldova? Din Est. Deci acea cultură rusească, care și în momentul de față mai persistă în mentalul colectiv. De unde luau cei din Sud? De la bulgari. Ei erau puțin mai avantajați, fiindcă bulgarii erau mai deschiși. De unde luam noi de aici, din Ardeal? Știți foarte bine că toate casele, toate blocurile erau pline de niște antene. Noi luam informațiile dinspre vest. Ori noi suntem mai informați din punct de vedere al culturii afacerilor decât cei... Ei trebuie să ne urmeze. Exact așa cum noi de aici, din zona asta, trebuie să urmăm pe cei din vest. Deci este o abordare culturală diferită. Nu trebuie să spunem absolut deloc că moldovenii sunt mai leneși. Nu e adevărat, nu sunt mai leneși. Și ei ar dori să muncească. În schimb, în structura socială, în dezvoltarea perioadelor anterioare, în momentul de față aceasta se vede. Sigur, sunt excepții. De ce? Care este, de exemplu, excepția? Bucureștiul, nu? De ce este Bucureștiul mai dezvoltat decât restul județelor? Sunt mai dezvoltați fiindcă acolo s-a concentrat atenția nu a noastră interioară, nu românească, acolo s-a concentrat atenția capitalului străin. De ce Ardealul este mai vizat de capitalul străin? Fiindcă accesul, vorbesc acum despre infrastructura rutieră, este cu mult mai accesibil. Să nu uităm în felul următor că peste în anul acesta, în 2023, Clujul va fi legat prin autostradă la autostrăzile din vest. Sau noi mergem 60 de kilometri de aici și am... Deci noi rămânem tot izolați. Da. Aici, în partea noastră. Bine, acum cu Maramureșul este o poveste mai interesantă, fiindcă un fost ministru al transporturilor, ministru al transporturilor în anul 1996, nu vreau să-i spun numele ca să nu fac popularitate, că nu merită, spunea în felul următor, când noi vorbesc de maramureșeni în momentul de față, inclusiv în scris am trimis la guvern, de ce suntem uitați din rețea de autostrăzi, așa ne-au răspuns, mergeți și cereți să vă facă vesticii, nu vreau să spun pe cine nominaliza vesticii. Uită-te că vesticii au venit cu autostrăzile până la granița României și, fără autostrăzi am și tot fără autostrăzi am rămas. Și așa că va trebui în momentul de față, am găsit tot felul de... S-au făcut studii de fezabilitate, domnule profesor, unde s-au cheltuit sume posibilitățile și tot degeaba. Asta este o găseniță pentru a se îmbogăți. Exact. Da, eu aș vrea să continui de asemenea ce spune domnul profesor și așa este cultura în general, să zic, dar mai ales cea economică, se formează în timp. Acum, eu cred că a trecut destul de mult timp din 89, din 90 încoace și mai lucru n-am făcut. Și asta
plecăm de la ceea ce știu chiar foarte bine ce se întâmplă în educație, în educația școlară, dacă doriți, în educația preuniversitară, dar și cea universitară. Se insistă foarte puțin pe cultura economică, pe cultura și chiar și juridică, care ar trebui să meargă într-așa într-o simbioză și să meargă mână în mână, se insistă foarte puțin. Eu cred că de la nivelul claselor de la nivelul gimnaziului și de la nivelul liceului, nu, să se introducă într-un mod destul de consistent materii de acestea, în care tinerii să fie învățați efectiv în ore suficiente și nu așa în ore puține și uneori pesărite, chestiuni de folosire a banului, de folosire a inteligenței, de folosire a legislației, care încă din 90 a început să fie atât de stufoasă și atât de greu de accesat, încât mulți s-au lipsit să înceapă ceva să facă, preferând serviciile la stat, care sunt și acolo, asta e altă discuție, și acolo sunt locurile de muncă căutate și sunt foarte multe, sunt enorm de multe, comparativ cu alte societăți și alte țări, chiar din zona estică, pentru că este adevărat și se invocă chestia asta, foarte multe persoane care sunt în sistemul bugetar nu își fac și treaba sau o fac așa încât ar putea fi restrânsă la doar un număr restrâns la câteva persoane. Deci lucrurile încă nu s-au schimbat din acest punct de vedere al culturii economice, al culturii în general, al culturii sociale, să-i spun așa, nu? Sau despre societate, plecând de la ceea ce este foarte important, de la educație. Educația la diferite stadii ale dezvoltării unei persoane. Încă de pe băncile școlii trebuie să facă treaba asta neapărat. E foarte interesantă problema pe care a ridicat-o domnul profesor, în sensul că nu există cultura banului. Nu există, da. Nu există. Eu mă uitam în general la programele de televiziune, citesc prin ziare și așa mai departe, copiii nu știu ce eforturi trebuie făcute pentru ca să poți să ai bani. Se merge și pur și simplu scene de isterie că nu poate să-și cumpere nu știu ce bomboană. Ori ar trebui încă din grădiniță, nu numai din școală, din grădiniță să spui, uite-te frate, ai un leu, dar pentru leu ăsta trebuie de muncit. Nu știu, să spui o poezie sau ceva să faci. Dar așa că sunt îndopați cu banii, atunci știu nu vor ajunge. În anumite state, unele mult mai sărace, s-a introdus așa ceva în școli. E nevoie. Tot timpul discutăm despre cultură. Nu? Să nu înțelegem în felul următor cultură generală. Din punct de vedere al culturii generale, românii sunt superior, net superior altor țări. Noi dacă mergem pe stradă și întrebăm din 10 persoane, sunt ferm convins că unul dintre ei spune care este capitala Statelor Unite. Nu o să zică el Washington, o să spună, nu știu, New York, da, o să spună exact despre ce este vorba. În schimb, atunci când te duci dincolo și întrebi unde este România, parcă am mai povestit în felul următor, următoarea aspect, la un moment dat mergeam cu soția unui primar din Statele Unite, pe acolo pe un câmp unde se juca golf, și mi-a spus în felul următor că are o prietenă aproape de România și m-a interesat care este prietenea aia și cine este. Și mi-a spus numele și zic, unde locuiește? În India. Doamnă dragă, dar aia e partea aia a globului față de România. Vreau să invoc în momentul de față experiența culturii. Nu, avem cultură generală superioară. Și atunci întrebarea este, și la ce ne folosește? Fiindcă în momentul de față nimeni nu primește bani dacă a încurcat capitala New York cu nu știu ce.
dar sigur că da, suferă în momentul de față că este mai săracă, fiindcă acolo, să știți, chiar dacă sunt săraci, nu au problemele mentale pe care le avem noi. Și acolo e plin de săraci, și acolo se dorme pe marginea străzii, și acolo se dorme deasupra unui canal în care vine căldura, dar ei nu își pun aceste probleme. Noi pur și simplu suntem fataliști. În clipa în care suntem cât de cât săraci, suntem fataliști. Dăm cu capul în gard că suntem săraci. Nu. Și asta chiar conduce acolo, invocând acest aspect a sărăciei, să nu avem nici apetitul antreprenoriatului. Probabil că va trebui să treacă câteva generații dacă nu cumva cealaltă se vor prăbuși. Fiindcă nu este exclus ca actuala conjunctură geopolitică și internațională să poată să mai suporte acest sistem economic care noi simțim de 30 de ani, dar alții așa s-au născut, în acest sistem economic s-au născut. Mai vreau să adaug aici, se spunea că cei din administrație nu-și fac treaba. Păi nici nu pot să-și facă treaba, fiindcă nu este cine să le ceară să muncească, atâta timp cât noi nu satisfacem aspectul competenței, ci satisfacem aspectele politice, ajung la putere. De ce intră în partide? Pentru că văd că este o șansă de a merge mai departe. Deci acestea sunt aspecte, astea sunt probleme de cultură. Astea sunt aspecte de cultură, inclusiv politică. Deci noi multe probleme mai avem de rezolvat. Da, dar ați pus așa punctul pe ei în ce privește această cultură, da, în rândul preșcolarilor, de ce nu? Exact, pentru că tu îl înveți pe copil încă de mic să-și fixeze obiective mici, iar când va fi mare, va ști cum să-și facă un plan, poate chiar și un plan de afaceri, exact, învățându-l încă din grădiniță. Da, cum să economisească, cum să cheltuie, de ce să cheltuie mai puțin, când poate cheltui mai mult. Iar o altă problemă care, sigur, subscriu la chestiunea asta, de ce am și invocat-o și am vrut să discutăm despre ea și mă bucur și mulțumesc domnului profesor că a făcut-o mult mai concret și mai într-o legătură cauzală cu partea de dezvoltare economică. Deci aș vrea să se revină cât de urgent posibil la ceea ce înseamnă pregătirea tinerilor, în primul rând, pentru accesarea unei meserii, unei profesii, la nivel mediu, să zic. Am făcut o mare greșeală atunci, pe vremea aceea, când am desfințat școlile profesionale, școlile de arte și meserii și le-am tot înlocuit cu alte chestiuni de educație, mai mult de cultură generală, cum zicea domnul profesor, decât să fie pe specializare de meserie, este necesar, urgent, a se reveni la aceste lucruri, pentru că discutăm de piața muncii, discutăm de resursa umană, o să vedeți cât de greu, e un paradox, cât de greu își găsesc unitățile economice, resursă umană calificată în diferite profesii. Acum niște șanse ar fi și eu am exemplu proiectelor europene în care din fericire am avut ocazia să văd că se fac foarte multe cursuri de toate felurile, însă modul cum se fac acolo nu este în aceeași sau în aceeași, ce spunem noi, conjunctură profesionistă cum sunt cele care ar fi făcute la niște școli de acest gen. Se încearcă, după câte știu eu, am citit niște acte normative spre a se ajunge și la unele specializări de acest fel, la nivelul liceilor care, culmea, s-au numit industriale, dar n-au scos meseriași, ci au scos tineri care nu și-au luat bacalaureatul nici unul dintr-un liceu industrial de acest fel. Avem exemple și în Maramureș, din păcate. Deci, asta ar fi o chestiune foarte importantă. A doua, am pomenit-o mai înainte, este aceea a accesării proiectelor europene de către cei care știu să o facă și care știu să-și orienteze activitatea lor, începând de la scrierea proiectului și până la finalizarea lui,
spre aceste chestiuni lucrative. Eu am experiență destul de bogată, dar în partea de resurse umane, dar sunt atât de multe posibilități și axe de accesare acestor proiecte pe probleme strict, să spunem, industriale, dar și economice, sunt foarte multe. Alea trebuie aduse. Da. Am fost în Polonia, nu știu dacă chiar ești la dumneavoastră în studio, am fost discutat despre o vizită în Polonia, vis-a-vis de modul cum polonezii au știut să acceseze fonduri europene. Este fantastic să știm că și să vedem acolo la fața locului cum s-a dezvoltat aproape proporție de 85% prin atracțiile fondurilor europene. Noi unde stăm la chestiunea asta? Stăm nu bine. Ați văzut și câte fructe, legume importăm din Polonia și nu numai. Bun, suntem la final de emisiune, 9 minute în care aș vrea să facem acea analiză de final, ce merge și ce nu merge și ce e de făcut în acest an. Da. Păi, sunt niște previziuni, eu le-am scos aici, fiindcă am spus că aș vrea să balez toate personalitățile mari din lume care spun vis-a-vis de 2023. Dobânzile nu vor crește foarte mult în anul acesta, vor începe să scadă. Băncile vor fi destul de reticente cu acordarea de credite noi, în continuare, deci. Piața imobiliară va rămâne blocată încă în anul acesta. Mie îmi pare nespus de rău că o personalitate pe care eu o admir foarte mult în domeniul economic, vorbesc de guvernatorul Băncii Naționale, vorbesc de Isărescu, care ca o soluție vis-a-vis de problemele acestea a spus că ar fi bine ca românii să mai bea puțin ceai de tei, fiindcă ceaiul de tei calmează și să nu mai fie atât de agresiv la... Da, și adresa... de altă parte românii să tot facă, cei mai sărați, să spunem, să facă economii, să nu... Să facă economii și dacă nu avem ce mânca, atunci să mergem și să jucăm golf, nu? Vor fi probleme în ceea ce privește domeniul IT-ului. România și în special anumite zone din România sunt, de exemplu, Clujul, nu? Unde marea majoritate a firmelor care merg deosebite este în domeniul IT-ului, dar și aici deja se bâzăie. Noi avem un talent absolut deosebit ca atunci când merge ceva să îi mai facem așa un pic, un adaos, ca dacă se poate să nu meargă. Vom avea foarte multe probleme în ceea ce privește plata datoriilor care în momentul de față grevează bugetul României. Deja în anul acesta trebuie să dăm înapoi niște bani pe care i-am împrumutat, niște sume absolut uriașe. Se va rezolva niciun fel de problemă. Abia așteaptă băncile să ajungă o țară în situația aceasta, că dau credite. Deci vorbim despre fenomenul de rostogolire a creditelor. Toți specialiștii, în general, sunt de acord că războiul din Ucraina are niște efecte devastatoare. Devastatoare și sub aspectul că toată problema războiului din Ucraina este abordată din punct de vedere corect politic. Atâta timp cât noi avem conducte care vin din zonele cele mai bogate în resurse, în resurse în domeniul petrolului, noi le refuzăm și mai bine aducem din Statele Unite ale Americii cu niște vapoare gaz încât ca să putem să compensăm. O altă, inflația. Inflația va fi tot așa de mare, nu se va putea stăpâni. Va fi o scădere economică în general, nu sunt de acord cu niciun fel de prevedere. Noi, de exemplu, am construit bugetul în momentul de față cu o dezvoltare economică a României de 2,7%. Să dea Dumnezeu așa să fie. De ce? Fiindcă în momentul de față bugetul așa a fost construit. Deci, ne fiind un deficit bugetar, noi la ce se ajunge? Trebuie de înțeles, la împrumuturi tot mai multe. România împrumută foarte mult. Noi nu suntem în situația în care să ne acoperim din veniturile proprii toate obligațiile sociale pe care le avem, contractul acesta social.
Cui îi merge bine? Companiilor care produc armament, companiile care produc medicamente. Da, și vedem și nimeni nu face nimic cu atâtea reclame la farmacii și la medicamente. Numai în România și cred că și în Ungaria am văzut așa reclame multe la medicamente. Problema, ascultați-mă un pic, vă rog, că problema medicamentelor este una de mult scăpată sub control, zic eu, și dacă discutăm de scăpare sub control, discut de cei care ar trebui să se muleze acolo lângă o verificare, să-i spun, sau un control, tot așa pentru o legătură cu ce înseamnă sistemul medical, sau, mă rog, sistemul social în general. Problema aceasta a medicamentelor, vedeți, iar este una foarte serioasă. Le găsești, nu le găsești. Sunt probleme de medicamente compensate, sunt probleme de înlocuitor, sunt tot felul de probleme. Însă, continuând de asemenea ce spunea domnul profesor, ce va fi în 2023? Sigur vor fi aceste situații care sunt destul de globale, să le spunem, mai sunt și în alte părți, însă noi trebuie să ne uităm la ce putem face noi. Iar aș reveni la chestiunea de dacă hai să-i spunem solidaritate socială, nu, termenul nu este de lemn, cum era cândva, pentru că ar fi normal că atunci când, să zicem, vreau să îmi desfac produsele pe care eu le-am produs și să mă gândesc la un preț, nu? Și să văd că îmi dă posibilitatea această economie de piață să fac eu ce vreau cu prețul ăsta, să-l duc unde vreau eu, să mă gândesc un pic în solidaritate socială. Despre asta este vorba și dacă poate cineva să mi-l cumpere. Și nu ne gândim mereu la chestiunea asta, observați cât de, chiar dacă e așa, nu este altă soluție într-o economie de piață decât acest joc al cererii și ofertei, să zicem. Dar trebuie să intervină și partea sufletească, zic eu, și partea de solidaritate socială. Nu putem, nu avem cum. Nu știu ce antreprenor să simte foarte bine când nepotul lui, sau știu eu ce-o fi el, nu poate să ajungă la... Îi duce el, poate, bunul de care îi vrea, dar un altul nu își poate permite acel loc. Și atunci, și aceasta este o chestiune la care trebuie să devenim mai buni și mai solidari. Și cu alții. Și să unii cu alții, da. Interesante sunt și previziunile pe care le citim în presă. De exemplu, consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, spune că va fi un an de luptă. Românul, într-adevăr, nu va simți în cifre, bunăstarea, pentru că nu va fi probabil. Marcel Boloș, ministrul investițiilor și proiectelor europene, spune că anul 2023 va aduce cele mai multe oportunități pe care România le-a avut vreodată, bazându-se probabil pe acel PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență. Dar ce așteaptă românii de la 2023? Am să vă spun acum, pentru că s-au făcut studii Ipsos. Da, avem așa, 88% se așteaptă ca prețurile să crească mai rapid decât veniturile populației, 84% dintre români spun că este probabil ca ratele dobânzilor să fie mai mari în 2023, 82% spun că inflația va fi mai ridicată față de 2022, 3 din 4 români se așteaptă ca rata șomajului la nivel național să fie mai mare în 2023 și jumătate dintre români văd ca probabilă salvarea țării cu finanțare de urgență din partea Fondului Monetar Internațional. Da, și de asemenea, mai puțin de jumătate consideră ca probabilă prăbușirea piețelor bursiere importante din întreaga lume. Și câte previziuni noi mai fi pe care le vom mai analiza și noi și vom mai face analize. Mulțumesc pentru participare. Dar am vrea să fie, iertați-mă că intervin un pic, am vrea să fim totuși optimiști. Să nu ne pierdem optimismul ăsta total, pentru că așa am fost mereu și am trecut prin istorie și ani grei. Și dacă ne menținem acel pilon creștin în noi, în primul rând, și să simțim unul pentru altul și o formă de apropiere, de proximitate benefică, atunci lucrurile vor merge bine. Motiv pentru care chiar aș vrea să, acum la încheiere, să fiind la început de an, să urez tuturor celor care ne ascultă și care ne văd și care nu sunt aici împreună cu noi, un an nou mai bun și fericit.
Aș dori să, am spus la început că doresc să închei, cel puțin din punctul meu de vedere, sistemul economiei de piață trebuie să își trăiască sfârșitul. Nu o să avem, probabil în emisiuni următoare am să dovedesc că acest sistem a economiei de piață nu poate să mai existe. De altfel, cu alte cuvinte, din punct de vedere social, a spus și domnul profesor Tohătan, există o justificare. Nu se mai poate să meargă acest sistem care omoară oameni, ăsta nu poate să existe, nu poate să existe uman, fiindcă în momentul de față deja nu mai discutăm despre oameni, discutăm pur și simplu de niște cifre. Așa că nu este, eu nu o să mai fiu, eu nu o să mai trăiesc când acesta se va prăbuși, dar se va prăbuși extrem, extrem de urât, prin niște convulsii sociale care pur și simplu vor reclama faptul că așa nu se mai poate. Iar și eu urez tuturor la mulți ani sănătoși, în primul rând, fiindcă fericiți nu vor fi. Da, mulțumesc încă o dată, vă mai aștept, doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție, să aveți un an bun și să îl faceți și noastră să fie bun. Rămâneți cu noi! We'll be right back.